Bună seara și bine v-am regăsit! Este Arcultura, este vineri, este o nouă întâlnire și o nouă ediție. Sunt Dan Pârvu, alături de mine este domnul profesor universitar, doctor Ioan Scurtu. Domnule Scurtu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs acestei invitații pe care v-am adresat-o. Vă ascultătorilor fideli, sper, ai radioului nostru. Am să vă propun în această seară o emisiune care va avea ca temă, un eveniment extrem, extrem de uh, important, aș putea spune, în uh, istoria mai puțin cunoscută, însă, în mod paradoxal, a țării noastre. Și anume vom discuta despre un episod din, din uh, perioada celui de război mondial. Un episod care a îngrenat două personalități marcante. Absolut emblematice ale perioadei și I am numit aici pe Max Auschmidt și Nicolae Malaxa, un proces la fel de celebru și nu numai. Niște destine care merită să intre în atenția tuturor. Așadar, domnule Scurtu, dumneavoastră ați avut, aș putea spune, bunăvoința de a trata acest subiect și a aduce în atenția uh, cititorilor. Este vorba de așa după cum spuneam, de procesul intentat industriașului Max Auschnit, un proces care a demarat în 1939 și care a avut niște consecințe pe care ar trebui să le trecem în revistă astăzi, pentru că reprezintă, până la urmă de ce nu, un, hai să-i spunem, factor care ar putea să ne ajute în a ne da seama ceea ce se, despre ceea ce se întâmplă și astăzi, despre lucrurile care, din păcate, în istorie se repetă, dar nu prea înțelege lumea multe din, din ele, nu încercă să tragă vreo concluzie sau eu știu, măcar să păstreze în amintire drept reper. Așadar, despre ce a fost vorba? Da, pentru că ați spus că s-ar putea face o paralelă cu situația de astăzi. Aș adăuga doar faptul că, în timp ce astăzi se distruge industria națională, la vremea respectivă era vorba despre doi mari industriași care au creat întreprinderi de valoare deosebită, nu numai pentru România, dar și pentru această zonă a Europei și chiar pentru întregul continent. Deci, e vorba de doi mari industriași și banchieri în același timp, care și-au legat numele de întreprinderea Malaxa este vorba de Nicolae Malaxa cu sediul în București care acum se mai numește Faur din câte știu, s-a numit un timp 23 august și de Malaxa Ușnit care era principalul acționar la Reșița, uzinile și domeniile Reșița întreprindere care a cam fost lichidată în ultimii 10-15 ani și de asemenea trustul Titan Drag Calan deci e vorba de două personalități marcante ale industriei românești care au avut rolul lor în viața economică și în subsidiar și politică a României. Da au fost implicați într-adevăr în seria de evenimente nu putem să spunem că neapărat fericite prin care România a fost nevoită să treacă în toată această perioadă și în acest sens aș vrea să uh, facem un fel de trecere în revistă pentru a se înțelege mult mai bine sau cât mai bine, să spunem. Atmosfera epocii, nu aș vrea să folosesc cuvinte de astăzi, trendul, ceea ce se dorea, ceea ce se urmărea, de ce nu presiunile politice, sociale și așa mai departe. Da, cred că ar trebui să ne referim la politica guvernamentală, cu deosebire de după 1918, dar care are și niște rădăcini anterioare. De dezvoltare a industriei naționale, așa numită politică prin noi înșine, promovată cu deosebire de Partidul Național Liberal în perioada de guvernare. În primul deceniu interbelic au apărut mari întreprinderi, între acestea întreprinderea Malaxa, de asemenea cele care le-am pomenit, Cugir, Calan, Nădrag. Reșița era însă una mai veche, deja se produceau locomotive la Reșița de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cei doi au colaborat o bună perioadă de timp ceea ce o să discutăm noi acum va fi perioada de sfârșit a confruntării între cei doi și a luptei pentru supremație. Deci ei au colaborat și au susținut venirea principiului Carol în țară. Acesta era moștenitorul de drept al tronului ca fiul cel mai mare al regelui Ferdinand, dar în 1925 și abandonase soția și copilul și rămăsese în străinătate, în Franța, împreună cu Elena Lupescu. S-a întors în țară la 6 iunie 1930 și peste două zile, la 8 iunie 1930, a fost proclamat rege sub numele de Carol al II. Carol al II a fost un susținător al economiei naționale, îndeoseb a industriei, și pe acest teren s-a întâlnit cu cei doi. Da, înțeleg, n-a fost lipsită această întreprindere a lui în sprijinul adresat și dat la propriu industriei naționale și un soi de interes propriu, pentru că se pare că persoana regală, implicată în modul cel mai direct și chiar aș putea spune chiar intim de interesele acestei industrii, reacționat chiar în mod sportiv și fair play vis-a-vis -vis de acești doi, hai să spunem, aceste două capete de pod care susțineau de fapt această încercare de industrializare a, a, României. Da, în timp ce Carol I, cel întâi tâi rege al României, în epoca modernă, a fost acționar la mai multe întreprinderi industriale, Ferdinand, într-un fel, l-a continuat, dar pe un nivel mai redus. Carol al doilea s-a implicat foarte mult și a dorit dezvoltarea economiei naționale, în deosebea industriei, dar și prin obținerea de pachete de acțiuni la întreprinderile respective. Spre exemplu, el vizita o întreprindere industrială încuraja producția, comerțul, câștigurile, modernizarea, dar nu se dă de alături să primească în dar pachete substanțiale de acțiuni care însemnau, practic, bani pe care da. îi obținea de la aceste întreprinderi. Înțeleg. Interesul propriu de care pomeneam ar putea fi interpretat în tot felul de feluri. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar Denumirile care s-ar putea atașa acestui fel de interes n-ar fi dintre cele mai măgulitoare. Mai ales că dumneavoastră pomenați în articolul pe care îl semnați în revista Historia de faptul că regele Carol al II-lea se întâlnea frecvent, aproape, înțeleg că săptămânal cu acești doi la niște partide de poker. Este un, un element. Nu neapărat de picanterie, ci mai degrabă un element care ar putea să spună cum se pun lucrurile la cale și cum da. se face istoria. Nu neapărat la modul eroic și ecvestru, așa cum ne place nouă să înțelegem, ci cu o dimensiune absolut umană și care poate să implice tot felul de resurse ale indivizilor de la care nu te-ai aștepta să fie activate. Da... Comparând pe... Vreau să pe spun, pe care, am adus da. în discuție acest lucru, pentru că acolo se pierdeau sume foarte mari da, da, da. de către cei doi. Sigur, sigur. Sub altă formă, o formă absolut elegantă către Carol al Doilea, iar această formă de obținere nu neapărat a unor favoruri, dar să spunem a unei atitudini binevoitoare mi se pare emblematic pentru, pentru epoca și pentru... Da tot ceea ce se întâmpla. Vreau să spun că în timp ce Carol I și Ferdinand păstrau o anume distanță, o anume decență în relațiile cu oamenii de afaceri, Carol al doilea a avut o atitudine cu totul diferită. Eu am relatat că sigur, pe baza documentelor pe care le-am uh, găsit, că cei doi, Malaxa și Aușnit, au venit să-l felicite pe regele Carol al ii la împlinirea unui an de domnie, de restaurație, cum se spunea, și au venit cu o geantă uh, plină cu bani. Pe care a pus-o pe biroul Majestății Sale, spunând că în această geantă se află o sumă de bani care să fie folosită de Majestatea Sa pentru operele caritabile. Ei, cei doi se zice că trăiau clipe de mari emoție pentru că se temeau ca nu cumva regene să dea ordin să fie arestați, pentru că asta însemna o mituire, pur și simplu, a suveranului României. Regene nu numai că nu a făcut acest gest, dar din contră le-a mulțumit și într-o etapă următoare a și decorat pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea a, industriei. Ați spomenit de jocurile de poker. A, Carol și Elena Lupescu erau pasionați de poker, este adevărat, dar a, ei invitau pe cei doi, dar și pe alții, la partide unde ei câștigau de fiecare dată Carol și Elena Lupescu și cei doi pierdeau. Există o mărturie a lui Malaxa, care într-o discuție cu Urdăreanu care ajunsese mareșalul palatului și un intim al Eleniei Lupescu și al lui Carol, uh, Malaxa a spus, „Domnule, de ce nu spune de câți bani are nevoie să nu fiu nevoie să pierd toată noaptea aici în fum de țigară? Elena Lupescu și cu Carol fumau din belșug așa uh, și Malaxa nu fuma. Și atunci spunea, mai bine, i-aș da banii și aș fi. Dar majestatea sa voia să câștige în mod cinstit. Da, da um, sigur, pe, cinstit, pe, pe cât, cât se poate de Exact, exact. Da. Era o cale de obținere de, de venituri. Dar sigur că nu doar raseunea uh, prejurării se întâlneau. Se întâlneau și la schi, și la vânătoare, și la cursile de automobilism. Adică uh, regele Carol al II-lea era un uh, un om foarte dinamic, foarte activ, foarte prezent peste tot. de un playboy. Și niciodată fără folos material da. pentru dânsul. Adică întotdeauna știa să puncteze foarte bine prezența lui și ceea ce însemna din punct de vedere material financiar pentru el. Înseamnă că avea un spirit, hai să spunem de întreprindere în ceea ce îi privește propria persoană extrem de bine dezvoltat. Da, da, el, el de exemplu și-a modernizat toate domeniile pe care le avea, domeniile regale și a ajuns să crească animale pentru blană, animale pentru carne, să cultive chiar flori care să vindeau în florării speciale cu emblema regală și sigur că era ceva să faci un cadou, un buchet de flori care avea stema regală, spre deosebire de, știu niște flori cumpărate de la țigăncile din piața de flori. Deci, Carol știa să, să speculeze toate aceste să zic, slăbiciune ale elitei politice românești. Se pare că se adaptase foarte bine spiritului acesta românesc. Nu știu dacă nu mă înșel, dar parcă tatălui spunea că el este mai român, român, român. Nu, decât Carol I a zis I. că e român pentru că înjură și împrumută bani. Asta când era mic, la da. 14 ani, așa și voia să vadă dacă el s-a maturizat da. și s-a adaptat societății românești. I. Se, ajuns se pare că era perfect adaptat da, societății exact. <laughs> da. românești. Da. Până la urmă, uh, Carol este un Carol al doilea, normal, la el facem referință aici, este un personaj extrem de pitoresc. Uh, pentru el însuși și pentru un anumit tip de istorie evenimentială în ceea ce privește uh, România. Totuși, uh, la scară politică gravă, așa după cum au fost momentele pe care uh, le trăia Europa la vremea aceea, comportamentul lui, chiar vizavi de ceea ce încercăm să aducem aici în atenție, procesul lui Max Saujnit uh, este unul care a răspuns cerințelor vremii, se putea mai mult, nu se putea face altceva decât a făcut Carol. A fost un om care a fost sub vremi, vorba cronicarului sau pur și simplu s-a întâmplat. Ceea ce nu, întâmplat. Carol a fost un om foarte inteligent și foarte pragmatic, iar în ce privește, ca să ajungem la tema propriu-zisă a noastră, procesul lui Max Auschnit, aici cred că sunt două aspecte. Unul care ține de o anume frână pe care la un moment dat Max Auschnit a pus-o în ceea ce privește cadourile și stipendiile, susținerile financiare pentru Carol și pentru Elena Lupescu. El căuta să se afișeze prin opere caritabile de mai mare amploare, ajutând pe cei săraci, întreținând scritori, artiști, adică făcându-și, așa să zic, o imagine pozitivă la scara întregii societăți, da, nu doar în relațiile acestea, da. cum am zis, de joc de cărți cu Carol și Elena Lupescu. Acesta este un aspect. Sigur că Urdăreanu a aflat și atunci i-a sădit în minte Elena Lupescu și apoi și lui Carol ideea că acest Max Auschnitt cam caută să se sustragă de la ceea ce ar trebui să-i fie obligații de față de suveranul României. Și în al doilea rând, și acesta iarăși e un lucru foarte important, faptul că Max Auschnitt era evreu și nu a creat dezvoltarea relațiilor României cu Germania, Germania lui Hitler, Hitler care promova un antisemitism agresiv care da. a dus la Holocaust, după da. cum bine se știe. Și atunci a, el Aușnit a căutat să tempereze, să diminueze cât mai mult dezvoltarea comerțului cu Germania, spre deosebire de partenerul său Max Aușnit Malaxa, Malaxa, spre de Nicolae Malaxa, care de la bun început a sezizat că Germania devine prima putere a Europei și că e foarte bine să dezvoltăm relațiile cu această țară. Uh, Hei, de pe daca... această platformă și între cei doi, deci Malaxa și șnit au survenit conflicte care aveau să ducă la ruptură și la proces. Da, mi-aș permite aici o intervenție am adus în discuție acest eveniment și l-am propus ca temă a întâlnirii noastre pentru că trebuie spus că cei doi erau implicați în industria de armament, iar într pe vreme de război personalități de acest gen devin absolut de importanță, să spun, de grad zero pentru ceea ce se întâmplă cu țara. Uh, respectivă. Uh, deci, în cazul nostru faptul că Max uh, Aușnit uh, era implicat uh, în, uh, în acest uh, tip de proces industrial nu va fac să facă decât să-i sporească importanța și să-i arate adevărata dimensiune. Nu oricine este implicat în, în asemenea industriei. Fabrica de la Cugir, care există și astăzi, da. așa, este din timpul lui, o creație a lui în așa da. și este o întreprindere producătoare de armament. La rândul lui Malaxa, la întreprinderea lui din București, producea de asemenea armament și da. piese pentru tank da, de deci, fapt, una din, din acuzațiile care i s-au adus ar fi fost că ar fi periclitat o mai bună dezvoltare sau bunul mers al acestei industrii de armament. Da, pentru că în România și crease, prin 1934-1935, o industrie proprie de armament, după eșecul cercării de înzestrare, afacerea SCODA, celebră da. din 1930, s-a acționat, Carol al Doilea cu deosebire, dar și Victor Slăvescu, care a devenit ministru pentru armament, pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și au fost implicați cei doi. Ori în momentul în care Manaxa s-a orientat spre Germania, să ținem seama de faptul că în 1939 Germania a ocupat Ceoslovacia. Da. Deci a fost acordul de la München de septembrie 38, prin care o parte din Ceoslovacia a fost mutilată, apoi în martie, la 15 martie, întreaga Ceoslovacia a fost ocupată și desfințată ca stat. Ori acolo existau uzinele Skoda de unde noi cumpăram preluate. armament și acestea da. au fost preluate, preluate de, de nemți. Da. Ori a nu promova o dezvoltare a relațiilor cu Germania, செம்மனா ஆஃபர însăși activitatea de dotare a armatei române, de înzestrare a armatei române. Ar mai trebui spus că la vremea aceea noi aveam graniță cu Cehoslovacia. Exact, da, da. Ceea da, ce însemna e. că fiind preluată în întregime, deci desfințată ca stat și având acum graniță cumva directă cu Raihul... Da, era e, Slovacia, dar, da. dar Slovacia era complet Reichului. Da, Raihului sigur. și era foarte important ca noi să avem totuși relații foarte bune în momentul în care trupele germane ocupa o Slovacia, așa că din greșeală, avioane germane au răspândit în partea de nord a Moldovei și în Maramureș manifeste prin care populația română manifestă în limba română. Era da. îndemnată să, să, să păstreze liniștea că da. ostașii români, ostașii germani sunt civilizați, sunt grijulii față de populația, populația. pașnică, ceea ce a creat sentimentul că urmează ocuparea României. României. Da. Ei, ori, sigur lucrul acesta nu s-a întâmplat dar faptul în sine era semnificativ și trebuia totuși avut grijă Germania da. era totuși o mare putere da, spuneți-mi totuși până la urmă România ce statut a avut ea a avut trupe germane în, da, pe teritoriu a, da, dar asta mai târziu în Brio, 1940 da, da. deci plecase deja Carol al II-lea da. ne putem Pune considera a... o țară ocupată sau nu? Nu, nu, niciun nu. caz nu Adică aceste trupe germane au venit în octombrie sub motiv că sunt trupe de instruire a armatei române, da. fuseseră chemate din iulie de Carol al II-lea. Da. Hitler n-a dat curs acestei solicitări, pentru că foarte curios ar fi, dar Carol a avut o atitudine antigermană și mai ales anti -hitleristă și a căutat să țină piept deși la origine el era da. totuși nemți prin da. tatăl lui da. Ei, uh, oare, uh, Antonescu a fost cel care deși fusese filo englez și filo german da. da. astea sunt curiozitățile istoriei a fost cel care a uh, spus că noi mergem 100% cu axa uh, ori câștigăm cu axa ori murim cu axa de Germania, da. Italia, da. Japonia și deci aceste trupe au venit în octombrie 1940 sunt pretexte de trupe de destruire, dar ele practic s-au -au plasat în Valea Prahovei da. pentru că România era la vremea respectivă singura țară europeană care avea petrol și petrolul era absolut necesar pentru mașina de război germană. Da, Suntem toată lumea spune război. că de fapt ăsta este marele interes care a determinat ca Germania să uh, aibă cale de acces către România, petrolul sigur, petrol sigur. românesc. Pentru că petrolul românesc aproviziona mașina de război germană, adică da. tancurile, aviația, în principal cu petrol din România s-au alimentat. Spuneți-mi, acum revenind la Max Aușnit și Nicolae Malaxa, destinele lor au fost cumva diferite, dar și asemănătoare. De exemplu, Nicolae Malaxa a fost condamnat la moarte în Conventul Macie. Ei au plecat în America amândoi, uh, au jnit, am înțeles uh, că a făcut 2 uh, ani de, de pușcărie a reușit a reușit să ia. Da, e, e un fenomen foarte interesant în legătură cu acest aușnit. de deci, cel a fost judecat și condamnat în 1939 da. și a fost eliberat în 1942 42. de Antonescu. Da. Deci acel antisemit, da. nu, acuzat și de holocaust și așa mai da. departe, îl eliberează pe evreu Max Aușnit da. care uh, avea să fie în timpul <coughs> regimului zis comunist, uh, absolvit de acuzațiile care i s-au adus în timpul lui Carol al doilea. Da. Deci cotine e vinovat. Sunt situații absolut paradoxale și în ceea ce privește atitudinea acestor personalități ale epocii. Carol Aldelea, așa după cum spuneați, la origine prin tatăl său german, iată, a avut o, o, o încercare de a ține piept, după cum spuneați noastră, acestei, acestei presiuni din partea Raifului german. Max Aușnit care era evreu, era botezat. A încercat, nu știu dacă vroia să împace și capra și varza sau nu el, pur și simplu el e, era o, o necesitate. Trebuia să căsătorească cu o româncă, da. o ardeleancă da. și ea a pus condiția să treacă la creștinism și atunci s-a da. creștinat în 1934. Deci, iată, e frumos că este măcar o treabă de suflet, da. care -a, nu a fost da. o presiune socială, nici una politică, nu, nu, nici nu a fost un răspuns la o cerere uh, din partea căror, cine știe, căror forțe oculte. Nicolae Malaxa era la origine grec, iar Antonescu, al cărui antisemitism tocmai l-ați evocat, Iată, el eliberează pe Max Aujnit. Da, dar el eliberează mai curând din ură față de Carol al doilea pe care îl detronase da. pentru că, de exemplu, tot Antonescu l-a eliberat din închisoare și l-a reabilitat pe unul dintre ofițerii care puseseră la cale un complot împotriva lui Carol în 1934. Este vorba de Victor Precup. Da. În seara de înviere Victor Precup, care era atunci major, cred, sau colonel, a pus la cale asasinarea, în timp ce mergeau spre Biserica Albă, a lui Carol și a Elenei Lupescu. S-a aflat, a fost degradat, pus în închisoare, la Doftana, așa, unde a ținut legătura cu partid, membrii Partidului Comunist care erau acolo și o să ajungă locțitor politic al Armatei Republicii Populare Române, acest Victor Precup. Dar vreau să spun da. că el a fost eliberat de Antonescu pe pentru că uh, s-a arestat de Carol. După da. cum Antonescu, la rândul lui, a dat afară din armată mai mulți ofițeri, inclusiv foci miniștri, generali, din timpul lui Carol al II-lea. Adică au existat și aceste răfuieli politice. Da, uh, niște răfuieli absolut spectaculoase, pentru că răsturnările de situație și mai ales răsturnările vis-a-vis de ei înșiși a, a fiecare dintre aceste personalități sunt de-a dreptul uitoare, adică și destinele lor sunt... de exemplu, Malaxa. Malaxa... parcă ar fi ele dezmulse dintr-un film, adică da. dintr-un scenariu. Malaxa nu a avut niciodată vreo grevă la întreprinderea lui. Era o întreprindere foarte mare, cu 10-12 mii de muncitori. Da. În întreprinderi mai mici erau mereu greve, mereu da. conflictă de muncă. De ce? Pentru că el avea sindicate de toate categoriile, știți? Și le alimenta când se ridicau legionare, alimentau comuniștii, ridicau comuniștii, uh, uh, El a și fost acuzat de simpatie legionare. Și a finanțat, da. da, dar el a finanțat uh, Partidul Comunist. A finanțat întâi pe legionari, foarte interesant. Deci, Se când au venit legionarii, la, de fapt când a venit Goga mai devreme la putere, a interzis ziarele, adevărul și dimineața, care erau uh, proprietarea, proprietatea familiei Socor, evrei. Da. Așa, uh, au rămas mașinile, utilajele, tot, inclusiv salariații, le-a cumpărat Max Rauschnitz, care le-a făcut cadou legionarilor care au scos ziarele lor, buna vestire, de cuvântul și așa mai departe. Deci, iată cum face da. cadou legionarilor, ca da. după aceea, după ce l-a sprijinit pe Carol, da? Ca după aceea se sprijină pe legionari, după aceea se sprijină pe comuniști. Tocmai de aceea vă întrebam la, la începutul acestei întâlniri noastre, în acest carusel al, al schimbărilor absolut halucinante, se putea face altceva? Mai există o corectitudine politică? Se putea Urmări o linie, eu știu, care să aibă cât de cât un fel de obiectivitate în ceea ce ar privi atitudinea omului politic, așa cum, de exemplu, o clama Iuliu Maniu, deși este un om care, în marea majoritate, n-a fost implicat în actul decizional. El a fost da. un om al opoziției uh, sau Pur și simplu, schimbările erau atât de dramatice încât a fost o luptă pentru supraviețuire a fiecăruia dintre toate aceste da, persoane. Să, să nu uităm că afacerea SCODA s-a declanșat ca urmare unui contract semnat de guvernul Iuliu Maniu. Da. 1930 de Iată, general, toată lumea, toată atât lumea atât. este implicată, oricum, exact. oricum ai vrea să o iei, da. oriunde ai încercat uh, să faci. Sigur, nu s-a putut demonstra că Maniu da. ar fi luat șper sau știu, uh, ar fi beneficiat financiar. Mă rog, el este simbolul așa zisei democrației. Da. Și, uh... și un om foarte corect, foarte da. cinstit. Nu, A făcut avere în politică, era da. un om moral, un om de deținut de Și Iar cu un destin da. tragic și absolut da. emblematic exact. pentru o generație întreagă. Da, da. Dar, da. dar sigur o țară care vrea să se dezvolte cu orice preț, și a fost cazul României în perioada interbelică, trăiește și asemenea momente dramatice, pentru că, iată, Maraxa și Aușnei, despre care vorbim, aveau aceste mari întreprinderi, producătoare de armament, dar ele trăiau în principal din comenzele de stat. 90% din ceea ce produceau erau comenzi de stat cu finanțare de la stat și cumpărate de stat. Da, unui stat care era sub o dictatură regală la un moment După dat. Ce era sigur. O, o, sub un stat care a fost de, declarat stat legionar, pe urma un stat da, condus da. de către un regim de mână forte a Mareșalului Ma, Antonescu. Da. Un stat extrem de bulversat, într-o perioadă extrem de scurtă în același timp. Da, dar și celelalte state Europei Europe au trăit la fel. Da, adică... probabil că bazele sociale contează, adică dacă am fi, totuși, dacă am fi avut, mă gândesc o economie. Mai stabilă, o, o economie cu o tradiție. Fără acest decalaj între sat și oraș, poate am fi supraviețuit fără asemenea convulsii. Da, este adevărat. Eu am făcut o comparație între 20 de ani de după 1918 și 20 de ani de după 1989. Da. Și trebuie să vă spun. Tocmai din că În această cauză mi-am mi permis să facem o discuție de, de genul acesta, pentru că și perioadele în exact, acest moment da, de seamănă da, sunt da. aproximativ 20 de ani și da. este cumva se poate face o paralelă ușor sau se poate încerca cel puțin o paralelă da. să vezi ce s-a întâmplat în momentele de așa zisă democrație la noi și cu ceea ce se întâmplă acum. Da, deci cum am spus chiar la început, în cei 20 de ani ai perioadei interberice, România a cunoscut o dezvoltare România și-a creat o industrie, inclusiv o industrie grea, o industrie constructoare de mașini, cum sunt acestea despre care am vorbit. Malaxa, de exemplu, producea locomotive, așa zisele dinamuri, care se vindeau până și în Elveția, care era o țară foarte dezvoltată și cu o zonă muntoasă și așa mai departe. Așa, deci s-a creat și s-a dezvoltat o industrie, o economie națională înseamnă că competitivă. Că totuși, Țirai am la alt nivel, eram perceput la alt nivel. Exact. În timp ce după 89, ați văzut. Suntem p cum suntem. Da. De exemplu, întreprinderea IARE Brașov, da, care da. producea avioane. Da. Era o fabrică celebră. Celebră, da. Din punctul de vedere al realizărilor tehnice, avioanele românești erau pe locul 2-3 din lume, ca performanțe, vorbesc ca viteză da. de zbor, ca plafon. Da. Sună ireal, da. asta Sună ireal, da. da. Ei, ori acum, după 89, s-a lichidat până și fabrica de tractoare de la Brașov. Da. O țară asta... cu 12 milioane de hectare teren arabil a ajuns să nu mai aibă fabrică de tractoare. Astea sunt niște realități care pur și simplu au ajuns parte a istoriei pe care o trăim cu toții. Da, dar în Rămâne perioada, perioada noi... interbelii că răspundeau oamenii, acum nu răspunde nimeni. Acum să zici că noi am distrus, noi am desfințat, noi am lichidat. Sub aceste formule noi, nu. totuși există niște lucruri care ar trebui să capete concretețe, clar. Exact, sunt Miște... niște oameni care au acționat, da. care au beneficiat, care au uh, contribuit efectiv la distrugerea... Bun, s acest da, a spus iar trebuie să folosim acest Nisa. s a spus că n-ar mai fi competitive, că nu ar, nu ar mai fi nevoie, că nu s-ar mai putea continua e, nu în chiar acest toate, sistem. Nu chiar toate. Da, probabil nu, că da, nu chiar toate. Asta da, este, da. este foarte adevărat. Citeam acum memoriile lui Petre Gigea, care era ambasadorul României în Franța în 1987-88, și relatat despre faptul că s-a semnat un contract de cumpărare de către Franța a unui lot de 400 de tractoare de la iare Brașov. Da. Uzina tractoare Brașov. Nu este adevărat. Asta apropo că nu e competitivă. Da. Este adevărat că această fabrică de avioane a fost luată pur și simplu și dusă după da, război? Da. da. da, Nu, în timpul războiului, pentru că conform Convenției de Armistițiu, toate bunurile germane erau preluate de sovietice, da. erau socotite bunuri inamice. Da. Și atunci și fabrica de avioane, care zicea da. că produce pentru război purtat de germane împotriva Uniunii Sovietice, da. a fost demontată și dusă cu totul în Uniunea Sovietică. Uh, Inclusiv muncitorii, inginerii. Da. Înțeleg că au fost date totuși niște lovituri extraordinare bazelor industriei sigur, noastre, sigur, industriei sigur, naționale. Sigur. Că s-a întâmplat voit, că s-a întâmplat mai puțin voit, asta. Probabil că încă rămâne de lămurit, dar de cele mare, mai multe ori cred, să cred că exact. s-a făcut voit tot ceea exact. ce, exact. ce s-a întâmplat. Mare putere, voit, nu se pune problema că n-ar fi știut ce se întâmplă dacă lichidează iar eu de la Brașov, să zic. Da, spuneți-mi, ce șanse ar fi avut România într-o conjunctură normală în care războiul acesta nefericit al doilea ar fi lipsit, deși știu că istoria nu se discută pe ce ar fi fost dacă. Unde ne-am fi plasat? În, România, în concertul european. România era pe un trend așa. ascendent și încă destul de puternic ascendent, vorbesc din punct de vedere economic, și deosebire economia să zic de la oraș pentru că economia rurală era foarte. Înacolă. Medievală, da, exact. Adică, reforma agrară din 21 a dus la fărămițarea pământului, a loturilor. Țăranii da. n-aveau uh, resursele financiare ca să poată să investească. Să nu punere. erau acei fermieri pe da. care așteptăm și astăzi. Nu, nu erau, nu erau și uh, cam 75% din gospodăriile țărănești erau neviabile din punct de vedere economic. Este aprecierea lui Virgil Maggiar, un economist. Da. Un economist formidabil. Da, da. Așa încât din punctul de vedere al industriei existau șanse mari de dezvoltare, din punctul de vedere al învățământului, al științei, al culturii, al artei de asemenea și sigur într-o perspectivă cred s-ar fi tras și agricultura pentru că oamenii deja simțeau nevoia da. ca și acest sector să fie modernizat. Da. Asta ar fi însemnat, bănuiesc, o perioadă medie, eu știu, de 20 de ani, aceeași fatidici probabil, 20 de ani. Da, probabil, probabil, probabil. și probabil în anii 60, poate am fi ajuns acolo unde ar fi trebuit să fim sau unde ne-am da, fi dorit nu. să fim. Oricum, în 1935, de exemplu, deja s-au uh, înființat licee agricole. Da. Care pregăteau tehnicieni, existau deja uh, școlile superioare de agricultură, numite și Academii Agricole. Deci, iată, inclusiv acest domeniu al agriculturii, de care am spus că era da. rămas în urmă, s-a afla în atenție și deja se acționa pe acest teren de modernizare, de dezvoltare. Mi-aș permite o întrebare. Spuneți-mi, vis-a-vis de spiritul fiecare epoci, acei 20 de ani versus acești 20 de ani pe care îi trăim. Dincolo de fricțiunile dintre toate aceste personalități, de interesele de-a dreptul, nici nu mai știi cum să le denumești, care de ne, -ne pus în aceeași oală aceste interese, fiecare aproape cu, cu propria lui existență, exista un spirit comun în care toată lumea își dorea binele acestei țări. Știu ce să spun... Pentru că cel puțin se clama de fiecare dată în mod oficial că era din partea instituției regale, că era din partea nu mai știu cărei mișcării, așa zis, tinerești care revoluționa omul. Toată lumea dorea binele cumva activ și până la urmă violent, cu o anumită violență nu, acestei eu, țări. Eu zic așa că dacă fiecare își dorea binele lui și acționa în așa fel încât să nu incomodeze prea mult pe alții, se realiza și un bine comun. Eu mă gândesc din contră, dacă fiecare își dorea binele lui, oare nu vedea binele general prin prisma binelui lui? Și tocmai din dar, cauza acestei contradicții nu se putea realiza de fapt cel bine comun? Am discutat despre Malaxa și Auschnit, da? Ei au dezvoltat întreprinderile respective, în primul rând pentru ei pentru câștigul lor, pentru avantajul lor. Bine, pentru, dar asta însemna așa, a, și un a, câștig pentru țară. însemna un câștig pentru țară, pentru Sigur că, că acestea da. erau mari întreprinderi ale României. Da. Și și România avea de câștigat, nu? Da. Am spus, Malax ajunsese la 17.000 de muncitori. Pe ăștia primeau enorm, leafă. Mai ales în epoca Ăștia primeau leafă, au construit spital, au construit policlinică, au construit locuințe în preajmă. Faur, unde da. este acum și Stadionul Național, da. zona da. respectivă. Da. Da. Deci, iată cum se ridică și alții în jur. Nu? Societatea da. însă își progresează. La inițiativa acestor întreprinzători exact. de succes. Exact acestor mari întreprinzători da, da, până la urmă. Care ori. nu uh, pot eu să spun că Balaxa și Aușnit au acționat uh, spre binele și fericirea României, că de aici au plecat ei. Au plecat da, de la ideea, punere da. în valoare a propriilor lor capacități, a propriilor înțeleg. Lor interese. Înțeleg, înțeleg. Uh, pare din cauza distanței istorice întotdeauna ai tendința de a simplifica și de a înfrumuseța un anumit moment. Devine pur și simplu o dată cu care te... Te Dar bine, asta e valabil mai ales pentru artiști. Sunt artiști care, într-adevăr, se sacrifică într-un fel pentru un interes general sau știu oameni de mai ales în perioada romantică să zicem Bălcescu da. Da? el a scris aproape până în ultima zi da. la Istoria Românilor și Mihai Voievod convins că face o operă națională, patriotică da. pentru că zicea revoluția viitoare va fi revoluția unității naționale și voia să a, dea exemplu treptate pe Mihai Viteazu și da. să fie un imbold pentru uh, generația lui să realizeze da. unirea, care s-a și realizat, dar după a... ce el a murit. Da, astea sunt uh, treburile generoase ale tinereții. Cred că foarte puțină lume știe că la aproximativ 20 ceva de ani era prim-ministru al uh, României al celui da. guvern evoluționar Bălcescu. Da, nu, era ministru comisar pentru relații externe da. deci da, nu era dar era o personalitate foarte importantă da. alături de Eliade Rădulescu, de Ion Cebrătianu, da. de Cea Rosetti, N -n orice adică caz, era o pleiată. extrem de tineri da, extrem, da, da, extrem, extrem da, de tineri uh, ce aș putea să vă întreb din cauza faptului că ne apropiem de final deși o discuție cu dumneavoastră Uh, S-ar putea prelungi la infinit, mai ales pe, pe marginea unei asemenea, uh, eu știu să-i spunem, unei asemenea segmente istoric, cum este cel interbelic și cel belic, uh, privind al doilea război mondial. Uh, aș vrea totuși să tragem o concluzie. Destinul acestor uh, mari personalități, indiferent că au fost implicate în uh, domeniul politic. Uh, al lui Carol al doilea, al mareșalului Antonescu, la acestor mari, mari industriași, a fost subsumat momentului istoric? Nu avea nimeni cum să scape de, de, ceea ce se întâmpla? Trebuiau să se implice sau exista vreo cale în care să te sustragi? Nu, fiecare om acționează într-un cadru istoric dat. Părerea mea e că Malaxa și Aușnit n-ar fi putut să se afirme înainte de 1980 într-un stat care încă nu era național, unitar. Nu vedeți o parte în aceste întreprinderi, erau în Transilvania, erau un Banat, acolo da. erau resurse de materii prime. De deci, statul național unitar a creat acest, această posibilitate. Înțeleg. Plus, piața s-a lărgit, plus prestigiul internațional al României, care, într-un stat mic, a devenit un stat mijlociu la nivelul Europei deci da. și piața uh, s-a dezvoltat. Deci, e aproape unul din statele care a avut de câștigat cel mai mult de pe urma primului mondial. Da, sigur, prin actele de unire. Aproape că da, da, a deranjat această situație. Da, deci uh, este perfect adevărat că fiecare uh, generație să spun, are contextul ei istoric și depinde de inteligența ei și mai ales a conducătorilor dacă se poate afirma sau nu. Am înțeles. Din nefericire aici trebuie să oprim discuția noastră. Domnule profesor Ioan Scurtu, a fost onoare să vă am alături. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Tuturor celor care ți avut răbdarea de a ne asculta, vă urez o seară plăcută și rămâneți pe el.